Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi venim cu o rețetă specială care sper să vă placă, care se numește Curte Școlaci. Deci e o plăcintă foarte, foarte renumită, recunoscută de unguri ca tradițional, plăcinta lor tradițională, care eu o să încerc să vi-l fac acasă. E greu de făcut, că nu e ușor, că e un special anume trebuie ca să faci tu plăcinta asta, dar noi o să improvizăm ceva sămănător și o să vedeți ce o să iasă. Și o să mai facem lângă ea, zic eu, niște cornulețe, dacă am făcut mai mult aluat, să ne rămână, să facem și niște cornulețe. Așa că, dragii mei, haideți să vedeți cum o să încercăm să facem curte școlaci acasă. Așa că haideți să vă arăt ingredientele. Acum începem ingredientele. Noi facem din 600 de grame de făină. Făină normală. O să mai folosim 2 gălbenușuri de ou. O să folosim 100 de grame de zahăr. Voi, dacă vreți, puteți să puneți mai mult sau mai puțin, depinde cât faceți. O să folosim 150 de grame de untopit, 100 de mililitri de lapte călduț în care o să dizolvăm drojdia. O să folosim un plic de drojdie uscată din asta, un praf de sare, o coajă rasă de portocale și vanilie. Eu pun 2 plicuri. Voi puteți să nu puneți, puteți să puneți altceva sau puteți să puneți numai una, cum doriți. Și vreau să vă arăt, am lăsat pe masă, să știți că filmează Miriam și mă ajută ea de data asta, că Mihai are ceva treabă și vreau să vă spun că Miriam m-a separat mie gălbenușurile de albuș cu asta de la Miha și mulțumim la Miha și am lăsat pe masă să vă arăt că, că cineva m-a spus că eu nu lucru cu asta. Ba, lucrăm, dar uitați, lucrăm așa cu Miri împreună, deci fata mea m-a ajutat. Deci ea a separat gălbenușurile și am lăsat pe masă să vă arăt că am lucrat cu ea. Deci cam atât am avut de spus. Noi astăzi o să lucrăm cu mașina. Am băgat aici înăuntru unea 600 de grame de făină care le-am cântărit și cum v-am spus, restul le-am pus pe masă, tot ce ne trebuie în ea. Și o să încercăm să facem aluatul cu mașina, nu cu mâna, care e foarte bine știți că aluatul trebuie frământat foarte bine și după ce s-o frământat trebuie lăsat la dospit o oră, o oră și cât, până dublează volumul. Deci până o să crească aluatul, noi o să improvizăm pe ce coacem cozonacul, deci curte școlaciul. O să vedeți cum o să vină făcut. E adevărat, e un prăjitură tradițională ungurez care se face pe o mașinărie specială care noi nu le avem și se face pe jar, nu în cuptor, dar eu vreau să vă arăt că dacă aveți răbdare, aveți imaginație, se poate face și acasă și se poate face chiar foarte ușor. Acum, bine, timp trebuie, răbdare trebuie, lucru trebuie, că nu-i nimic fără efort și fără lucru. Asta e adevărul. Dar eu vă arăt varianta cea mai simplă de făcut acasă un curte școlaci tradițional. Acum o să vedeți în continuare că cu ce o să vină peste dată o să vă arăt separat. Acum arătăm numai exact ce băgăm în aluat când frământăm și lăsăm aluatul să dospească. Și în continuare vă mai arăt procedurile și cu ce ungem și cum facem chestia pe care vine copt. Deci acum, primul lucru, avem aici făina pregătit. Și acum pregătim și laptele.
aici avem o lapte călduță, care o să punem drojdia în ea. Punem drojdia în lapte, uitați aici, eu pun pachetul ăsta de drojdie, e pachet de drojdie uscată care are 10 grame, dar nu contează oricâte grame, are tot un pachet, nu-i mai mult. Am băgat drojdia și băgăm o linguriță, asta se ia o linguriță, că linguriță întrebă, nu lingură. Am aici o linguriță. Băgăm și în drojdie băgăm aici. Uitați, băgăm așa o linguriță de zahăr. Restul o să băgăm în aluat. Deci o linguriță de drojdie, o linguriță de zahăr. O să folosim și sare, dar sarea o să punem exact peste făină. Acum am amestecat drojdia cu laptele și cu zahărul, un pic așa numai să se topească și lăsăm să steie vreo câteva minute. Și până laptele stă, noi băgăm aici. Deci băgăm coaja de portocale. Eu pun de portocale, voi puteți să puneți de lămâie dacă vă place. Și uitați, acum punem o linguriță de sare, vedeți? O linguriță așa mică de sare. Deci am pus coaja, sarea, uitați, punem și zahărul, punem 100 de grame de zahăr, așa, și punem și vanilia. Așa. Aici, una, eu pun două plicuri, că astea nu-s din aia puternice, e din asta mai slabă, dar dacă aveți esență, puneți o linguriță de esență sau una. Cum v-am arătat, aici am băgat făina, am băgat sare, coaja de portocale, zahărul vaniliat. Acum o să băgăm gălbenușul, laptele cu drojdia, care nu-i topită încă, trebuie să se activeze. Așa. Băgăm și asta, aici așa tot. Și untul le băgăm pe rând, nu îl băgăm tot odată, le băgăm pe rând. Acum dăm drumul la mașină. O să întorc capacul ca să avem loc unde să turnăm untul și dăm drumul la mașină. Și nu o să vă ținem noi până frământă, că asta trebuie să frământă foarte bine până se face un aluat foarte elastic cu care se poate lucra și normal, trebuie să lăsăm o oră sau poate mai mult până dublează volumul la dospit. Și după ce au crescut, atunci vă arăt procedurile în continuare. Sunt urtă părând, nu totodată,
Și acum așteptăm să se lege aluatul. Când s-o legat, vă arăt. Deci, dragii mei, o frământat bine, eu zic că este bine, o să oprim mașina acum. Oricum, nu, o las eu aici, că uitați. Dar ce a luat fain, a ieșit foarte fain, foarte... Acum o să mai modelăm noi, oricum trebuie să lăsăm să dospească, știți? Îl acoperim, bună da. Ziua, vă spun și eu, că eu filmez acum, și îl lăsăm să crească. Deci este un aluat foarte bun, uitați, nu e nici moale, nici tare, un aluat fain. Arată bine. Eu îl las acum, uitați, tot în bolul ăsta, să nu mai punem în alt bol. Și o să merem și o ducem undeva la căldură, o acoperim, o ducem la căldură și când o crescut, revenim. Dragii mei, acum vreau să vă arăt umplutura. Aici avem nucă măcinată, avem două plicuri de zahăr vaniliat și avem scorțișoară, care eu le țin aici. Uitați, aici e scorțișoara. Acum ce facem? Punem o lingură mare de scorțișoară, atât, în ea. Ia înapoi, că eu îl țin aici. Și punem vanilia. Dar ce nu iese bine? Acum amestecăm și cu asta o să presărăm. Mai ne trebuie un topit, o să pun o bucată de unt la topit și o să duc pensula care ne trebuie. Deci asta le-am pregătit, după ce le coacem, le facem curteșu, le rulăm, o să vedeți cum. Cu asta o să presărăm. Deci asta este nuca care trebuie pus peste. Deci e nucă, vanilie și scorțișoară. Asta este umplutura. Aluatul. Și acum o să întindem. Am întins-o, nu-i foarte subțire, cam are cam un centimetru, așa că acum, dragii mei, o să le tăiem fâșii, așa, fâșii foarte, nu foarte subțire, așa de, păi eu nu mă pot duce drept, dar nu știu de ce, cam de două degete, un deget, depinde. Acum, nu pot să le tai chiar, mi-e întrebă 6. 1, 2, 3. Deci, 1, 2, 3. Ăsta două nu le punem, că nu a ieșit. Deci, am 6 la fel, îmi trebă.
Deci am 6. 2, 4, 5, mai una. Fără alea 2, 5. Aia nu pun din margine, aia... Atât. Și acum, după cum se vede, asta, cum am zis, o să le luăm. Le mutăm în partea asta și asta o să le luăm și le mutăm tot aici. Și le folosim numai asta. 2, 4, 6, nu? Și acum, cum procedăm? Luăm una din asta. Luăm... cârteșul și le sucim. Trebuie mai mare. Îi vedeți? Că nu mă ajunge până în capăt. Nu pot să adaug, să pui pe două. Pot. Să mai pun din capătul ăsta, vedeți? S-o deslipit, o să lipesc eu cu unt. Deci una e făcută. Acum facem pe a doilea. Și după cum vedeți, noi am făcut, uitați-vă aici, deci avem deja 5 gata, mai avem una, v-am arătat prima și vă arăt și asta. Ultima. Deci tăiați, după ce a luat-o crescut, le-ați întins cam de un deget, luați aluatul, luați capătul, uitați, puneți duda ce ați făcut și rulați spirala. Deci așa, una peste alta, așa trebuie rulat. Vedeți? Una lângă alta. Deci așa trebuie să vină, dacă se vede, una lângă alta, ca un foietaj dat roata după asta. Și o să punem în tepsie, care eu deja le-am pregătit, și le punem în cuptor la 180 de grade, timp de vreo 30-40 de minute, să vedem cât e trebuie ca să se facă. Uitați, ați văzut cum le-am învelit? Așa, poftim! Păi iese 6 și aici mai iese vreo 6 bucăți, voi 12 bucăți. Dar eu nu mai fac din asta, o să fac altceva din ea. Așa că asta le punem în tepsie. Da? Uitați, le luăm așa și le punem așa. Le punem în tavă, în tavă la distanță. Trebuie să punem... Să văd cum pot să le aranjez, să nu se atingă una de alta. Mihai mă ajută. Uitați că ăsta e mai lung, punem la capăt și ăsta punem în coace. Așa, să nu se atingă unul de altul. Așa, și ăsta, vedeți? Așa. Trebuie și aranjate, că... Dacă nu, se desface. Se vine un secol ceva sau nu? Așa. O să revenim imediat.
topit untul. Acum luăm câte una, așa, vedeți, și ungem roata cu unt. Așa. Am uns cu unt și presărăm zahăr. Așa. Nu știu ce e așa peste, ca să se caramelizeze, să vină un caramel peste. Iau și asta, ultimul, adică ultimul, fiecare parte separat să face. Așa, să unge cu unt. Și să presare pe ea zahăr, ca să devină un caramel peste, de-aia să pună zahăr. Și să punem în tepsie. Eu pun mai puțin, voi puneți mai mult. Și tot așa, merem cu unt prima, să fie uns bine cu unt, roata, și punem zahăr de zahăr alb. Sau dacă aveți zahăr brun, pune zahăr brun. Ce aveți voi? Da, era mai bine din ăla, cum se spune, pudră. E pudră, nu e pudră. Nu era mai bine. Deci am învârtit peste cartonul ăsta. Am dat-o cu un topit și cu zahăr. Puteți să dați cu zahăr brun, cu zahăr, ce aveți voi. Important să fie uns și să fie dat cu zahăr să se caramelizeze. Și acum o introduceți în cuptor la 180-200 de grade, timp de 30-40 de minute. Și când e gata, o scoatem și o să vedeți mai departe. Acum mergem la cuptor. Deci asta a luat-o, ăsta m-a rămas și vreau să fac din ea cornulețe. Și le tai așa cum să tăia mai de mult. Puteam să le fac rotund, să le fac frumoase, dar eu le vreau să fac așa cum se făcea pe vremuri. Așa. Aici am umplutură, am nucă măcinată și fiartă. Uitați așa. Le facem așa. Așa se făcea mai de mult, nu se făcea ca acum care de care mai foarte mici așa. Un pic de umplutură. Și poftim. Pătrat, să pune aici în colț și să pătură, uitați așa. Noi așa făceam mai de mult. Așa se făcea cornulețele. Nu că se taie rotund și să rulează ca croasantul. Nu, dragii mei, așa. Eu așa am văzut-o pe bunica mea că făcea și e foarte bine așa. Dacă facem cum se făcea mai de mult, așa se face. Acum ori suntem pe moda veche, ori suntem pe... În moda și mai veche. Veche, da, cu noutăți acum, cu păfițe. Da, bine, fata mea lângă mine, iubita mea. Așa se împătura mai de mult. Să tăia așa pătrat și colțurile să învelea. Uitați așa, una peste alta, așa. Asta era cornulețele adevărată. Nu iese nimic afară. Nu iese nimic afară. Așa trebuie să fie. Punem nucă
la fiecare, așa, și după aia numai le rulăm. Așa. Punem în colț și îndoim colțurile, v-am arătat. Uitați, așa, așa se fac cornulețele. Așa. Poftim. Avem și mai mici și mai mari. Imediat suntem gata. Deci eu așa fac. Eu le pun prima dată, după aia le rulez. Și punem în colț. Și colțul ăsta dăm peste. Așa. Asta văd că se desface, da? Hai să umbelim așa, să nu se desfacă. Putin. Gata. Și imediat le punem în tepsie, că suntem gata. Hai să vedem. Punem mai mult. Și am făcut și cornulețe și spirală din aia, nu știu cum se numește. Îmbarnăm. Spiralata. Da. Eu pun mai mult umplutură, voi nu trebuie să puneți, că mie oricum îmi rămâne un pic aici, că am avut foarte mult. Asta. Atât. Acum punem în tavă. Tepsia, care le-am pregătit cu foaie de copt, le luăm și le punem tot așa pe rând. Și acum un pic de distanță între și le punem. Care mai vin, putem să punem două pe un rând. Aici e prea înghesuit, vedeți? Așa. Cam așa. Așa, asta este cornulețele care o să le ungem un pic cu pensula peste și nu cu, cu un tong și o introducem în cuptor. Și când o scoatem o dăm prin zahăr și asta e tot, o să vă arătăm la final. Am făcut două feluri de plăcintă. Foarte, foarte pufoasă, foarte gustoasă, arată și bine, încercați și voi. V-am spus, e o plăcintă nu ușoară de făcut, se face un pic greu, e trebuie atenție, trebuie mult de lucru, migăleală, dar vă spun că se merită, că e foarte bun. Deci asta e tradițional unguresc care se face la unguri și v-am spus, vă trebuie un dispozitiv special, eu am încercat să inventez, vreau să vă arăt cum arată și din jos, uitați-vă aici, uitați-vă cum e caramelizat, wow, extraordinar, uitați, extraordinar, e caldă, o să încercăm să scoatem ăsta și mai revenim. Deci, dragii mei, uitați-vă aici,
Am scos de pe ăsta, încă este fierbinte. Uitați cum arată, uitați-vă aici. Și vreau să vă arăt, uitați cum să desfac. Ha? Deci am desfăcut, uitați-vă aici cum arată, exact ca ăia de care să... Uitați ce fain e, uitați. Super! Nemaipomenit. Deci se desface ca... Uitați, Miri filmează așa. Deci ați văzut? Uitați. Exact ca ăia ungulesc, e foarte bun. Ce pufos e, ce aromat e. Deci uitați-vă aici cum arată înăuntru. Uitați. Nu-i mai nevoie de prezentare, arată extraordinar, miroasă nemaipomenit. Eu zic că e adevărată plăcintă. Uitați-vă aici, cornulețele noastre este gata, uitați așa arată, uitați-vă aici ce fain, sferbinte, acum le-am scos. Le punem pe farfurie, așa, le-am, nu iarsă, dar s-au prăjit foarte bine. Uitați-vă aici. Și acum punem un pic de zahăr peste. Deci, dragii mei, cum să întorc? Nu știu cum să întorc, Miri. Uitați, așa arată. Asta este cârteșul, v-am arătat. Uitați cum se desface de fain, uitați-vă aici. Așa arată. Asta este cornulețe. Lei e fierbinte, arată bine. Eu zic că merită să faceți. Am făcut două feluri de plăcintă. Deci am făcut și care știți că foarte greu să face chiurte școlaciu, nu puteți oricum să o faceți. Sper că vă place, să încercați și voi că altfel nu aveți de unde să știți cât e de bună. Este extraordinar de bună, miroasă toată casa, numai scorțișoara, vanilia, bunătate, arată bine, este foarte bun. Am zis că am făcut asta că așteptăm musafir. Și eu zic că vă place și o să vă uitați și o să încercați rețeta. Deci nu rămâne decât să vă spun mulțumim că ne-ați urmărit. Urmăriți-ne și în continuare. Asta este rețeta noastră. Sper că o încercați. Vă dorim poftă bună și vă spunem la revedere!